Seara bună, dragi florari, grădinari, mușcătari. După cum știți, am pus la făcut semințe. Da, mușcatele mele, uite la ce frumoase sunt, deosebite. Aici am patru culori. Alb, un roșu așa frumos. Mai am un aici, nu știu ce culoare este, da, un grena și un roz roșu. Asta de aici seamănă cu cealaltă, asta e o petunie frumoasă, roșie. Ok, aici am cea care am făcut, am pus să facă semințe, aici este alta grena. Deci, pentru cei care nu știu cum se colectează semințele sau care sunt semințele, uite, aici va face o semânță mușcată, da? Celelalte nu sunt bune, ele vor cădea. Special am lăsat această floare ca să pot colecta semințe. Ok, deci aici o să am una, ok, 2, 3, 4, 5, 6 semințe. Deci, după cum vedeți, aceasta iese acum, da? Încă nu s-a terminat floarea. Cam așa se obține semințele de mușcată. Deci când sunt polenizate, le puteți poleniza singur. Mai am o filmare. Ok, uite și aici am două feluri de mușcată. Acolo iarăși am mușcate. Se văd acolo. După câte știu eu, am două feluri, minim două feluri acolo. Mai am mușcat acolo. Deci am mai multe mușcate frumoase. Acum, ceea ce vreau să vă arăt, intrăm în garaj la mine și să vă arăt, ok, printre altele am colectat semințe de mușcate și am pus la uscat. Da, am colectat de pe stradă. Se văd, da? Ok, să luăm una mai mare. Asta este singura dublă care am găsit-o până acum. Și am pus-o aici. Ia să aprind eu becul meu mare, să luminez mai puternic, așa, ok. Acum să iau semințele mele și să le pun la masa de operație. Am aici mai, cred că sunt, da, sunt trei culori de mușcate. Sunt roz, astea sunt grâna și mai sunt și albe. Asta nu mai știu de la ce este. Nu văd că a făcut niște semințe. Știam că am luat de la ceva, nu mai știam pe unde. S-a amestecat cu asta, dar nu e nicio problemă, tot în grădina mea are să crească. Deci, ele se vor usca și vor crește semințe, vor crește plante la primăvară. Dacă le-aș lăsa afară, cum plouă mult în Anglia, voi rămâne fără ele. Așa că am ales varianta să le pun la uscat în greenhouse la mine.
Cam asta este cu semințele de mușcată. Vă doresc tuturor un succes deosebit la a colecta și semințe de mușcate, a crește mușcate, polenizat, făcut seminție și din nou la fel, ani la rând. Tot ce este bine vă doresc și bun.